Ați adus în discuție sondajele. Am o curiozitate și vreau să vă întreb. A depășit AUR USR Plus în sondaje? Înțeleg că este într-adevăr o îngrijorare în Uniunea Salvați România zilele acestea. Nu știu dacă a depășit, dar din ultimele trei sondaje am văzut că sunt foarte aproape. În marja de eroare între cele două partide. USR fiind scăzut în sondaje de proasta prestația celor pe care i-a împins în funcții de primar, ministru sau alte demnități. Cei de la AUR, sigur, fiind în opoziție, e mult mai ușor să crești. Ajutat poate și de protestele din ultima perioadă? Nu cred că neapărat de proteste, dar mergând, suindu-se pe acest val de nemulțumire, de neîncredere în acțiunile guvernului, de nu știu, teorii conspiraționiste, mondiale, e un segment din populație care crede în aceste lucruri și s-ar putea ca o parte să fie chiar adevărate dintre lucrurile astea. Adică când vezi lucruri contradictorii, când vezi că afli azi ceva, mâine altceva, ce era... Îți dă oarecum de gândit. Îți dă de gândit și îți pui probleme. Vorbeam de planurile PSD. Știu că PSD își dorea și anunța, da, în urmă câteva săptămâni, o moțiune de cenzură. A renunțat PSD la această inițiativă? Acum văd că se discută despre alegeri anticipate. Ar fi cea mai bună variantă. Acțiunea guvernului actual este un eșec. Întru totul, nu am văzut nicio măsură pozitivă. Ceva, să spui, domne, au avut eșecul cu totul, dar uite, asta au făcut bine. Nu există nimic, nicio capitol în care să fie avut succes. Au trecut și de acea lună de miere, de primele trei luni, tot nu se vede nimic, doar sunt prinși că nu își respectă regulile proprii, fac tot felul de declarații hazardate, sunt cu PSD în gură, cum se spune, deci au trecut un an jumate de când guvernează PNL, după care PNL, USR, UDMR își încep orice de discurs cu PSD, adică sigur, ține o lună, două, trei să arunci vina pe cei dinainte și nu spun că nu s-au fost anumite greșeli și înainte, dar să pui toate neajunsurile tale și care sunt, am spus, în toate capitolele pe seama altui partid, este deja incorrect și oamenii văd acest lucru. Oamenii își dau seama că au de-a face cu niște oameni total nepregătiți. Au câștigat alegerile pe un val de ură, un val de proteste, am spus, bazate și pe niște erori făcute la începutul guvernării trecute, dar până la urmă oamenii văd venituri mai mici, văd că economia nu este bine și direcția este cea greșită, văd împrumuturi peste împrumuturi care nu le îmbunătățesc nivelul de trai și își dau seama că aceste împrumuturi trebuie plătite la un moment dat. Deci nu trăim mai bine, dar vom trăi mult mai rău undeva în viitor când va trebui să plătim aceste împrumuturi. Deci perspectivele nu sunt cele mai bune. Am văzut cursul euro la maxime istorice, casele de schimb îl vând cu 4,95, se apropie cu pași repezi de 5 lei, deci probabil în acest an o să vedem 5 lei euro. Nu sunt perspective îmbucurătoare și oamenii vor altceva. Cu siguranță, dacă ar fi alegeri anticipate, ar genera un guvern PSD.